Accidentul s-a petrecut în cursul zilei de ieri în microraionul 3 din Târgoviște. Bărbatului în vârstă de 60 de ani s-a făcut rău în timp ce se afla la volanul mașinii. Acesta a pierdut controlul și a lovit un alt autoturism parcat, după care a intrat în peretele unui fast food, oprindu-se în final într-un stâlp de metal. Doamne ferește, putea să fie cineva aici să omoare pe cineva. Eu am vrut să ies afară să scot un sac de ăsta de pâine, chiar cu 2 minute până să vină el să-l scot afară. Mă prindea aici între țeavă și asta și mă omora. Serios, dacă nu. Am tras o spaimă de... Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat, chiar dacă medicii au încercat minute în șir manevrele de resuscitare. În cursul după amiezii din 10 mai, în jurul orelor 17:30, 17:30 a fost adus la departamentul de urgențe cu ambulanța dintr-un loc public din Târgoviște, un pacient în vârstă de 60 de ani, care fusese găsit de către asistentul și ambulanțieri în mașina personală, care mașina era pe trotuar deja, în stop cardiorespirator. La momentul la care a ajuns ambulanța, s-au inițiat manevrele de resuscitare externă și medicamentoasă timp de 50-55 de minute, după care a fost adus totuși la departamentul de urgență, dar din păcate nu s-au constatat decât semnele clinice ale decesului.